Steaua București Potai Saturd a fost derbiul 16-milor Cupei României la handbal. Pe parchetul sălii Concordia din Chiajna, roșii albaștri au intrat dornici de revanșă după ce în campionat pierduseră în fața turdenilor la un gol diferență. Potai s-a început mai bine și a condus permanent cu 2-3 goluri, dar steliștii au ținut aproape și la pauză oaspeții conduceau cu 15-13. Repriza secundă a fost mai echilibrată, iar grație paradelor portarului stelist Tudor Stănescu, meciul s-a încheiat egal 28 cu atac stelist ratat în ultima secundă. La loviturile de departajare, Potai Saturd s-a impus cu 30-28 după ce steliștii au ratat 4 aruncări de la 7 metri, iar oaspeții numai una. Băieții au luptat, ce pot să zic. A fost cumul de factori care au oferit un ușor avantaj echipei din Turda. Și mă refer înainte de toate, dar faptul că nu e suficient să avem energie doar de pe bancă. Avem nevoie de clar de anumit stimul, lucrăm la acest aspect, dar astăzi adversarul lui a fost mai ușor din cauza faptului că n-am reușit să punem presiune sub nicio formă. Ei s-au simțit ca acasă, din păcate, și lucrul acesta ne-a tras pe noi pentru că ne doream să câștigăm meciul înainte de finalul celor 60 minute. Se zice că 7 metri se ratează, nu se apără de către portar. Se pare că portarul lor a fost astăzi mai inspirat decât noi și aruncătorilor la fel. Pare rău că am ieșit în această competiție pe care ne doream să o câștigăm. Era unul dintre obiectivele noastre, dar acum ne rămâne decât să muncim mai mult decât am muncit până acum și să ne gândim la finala campionatului și să câștigăm. Steaua București își continuă parcursul în Liga Zimbrilor, unde sâmbătă va avea meci în deplasare la Făgăraș.